Noi în momentul de față avem o relație extraordinar de bună. Mai bună decât atunci când erați toată ziua împreună și stăteați în aceeași casă? O să râs, da. Deci ăsta a fost, ca să zic, secretul care să vă reînvie relația? Nu există secrete și nu știu. Suntem așa cum suntem în momentul de față. Mi-am fugit ochii acum vorbind așa, am văzut că încă porți inelul de logodnă și verighetă. Păi normal. Păi dar eu nu sunt, nu. Noi doar am hotărât că este vremea ca el să-mi facă curte. Să învețe să-mi facă curte. Când unii oameni uită de romantism și trec doar pe pragmatism, este bine să le aduce aminte, zic eu. Dar ce crezi că l-a schimbat? Eu știu ce l-a schimbat. Dar nu pot să intru în amănunte, e subiect tabu și nu vreau. Eu nu vreau să arunc cu piatra, că în primul rând eu nu sunt un om perfect și... Ei greșit și tu? Nu, eu am început să ies, să ies în oraș după ce am avut foarte mult timp liber. După ce n-am mai avut cine să mă mângâie noaptea pe cap. Ceva de genul ăsta. Dar ai încercat să vorbești cu el, să-i spui lucrurile astea înainte să plecați? Nu știu, nu, deci a fost, nu pot să spun ce a fost, că n-are rost, că am hotărât să nu spunem, dar, ok, a fost o dorință de-a lui, pe care o are de un an și ceva, și pe care eu, ca o zână cea bună, i-am îndeplinit-o la un moment dat. De un an și ceva? Mm-hmm. Înseamnă că în anul ăsta relația voastră a fost, să zic, pe... Mlaștina așa s-a clătinat, nu? Am renovat casa, am stat o lună și ceva numai în casă. N-am ieșit deloc din casă pentru că am făcut-o cu muncitorii mei. Mi-a fost foarte greu. Am făcut-o pentru că acolo stăteam și eu și copiii mei. Și oricum, nu mai contează. Și apoi... Păi și el unde a fost în toată perioada asta, că tu ai muncit și... Nu contează unde a fost, eu am luat-o pe mine. Și nu contează. Și apoi dorința lui a fost că... Da, eu i-am cerut să facă ceva pentru mine și mi-a spus ca condiție că dacă plec din casă. Și am plecat. Îți vine să plângi, îți lipsește? Îți lipsesc serile? Nu mă gândesc la mine, ce proastă am fost că am crezut că o să mor acolo. Nu-i nimic, că avem și noi case și apartamente, dar asta este, nu-i nimic. Și acum te gândești să te muți înapoi în Timișoara sau deja viața ta este aici în București? Apartament de 165 de metri pătrați în București. Unde m-a ajutat și el să-l achiziționez, nu pot să mint. Și stau foarte bine acolo, cu copiii mei, cu Bona, cu tot. Ce pot să zic? La el în casă bănuiesc că mai ai lucruri, nu? Ți-ai luat tot, absolut tot? Când ți-a făcut ultimul cadou? Când ți-a făcut ultimul cadou? Ieri mi-a luat un televizor. Păi cadou pentru tine așa, de suflet, nu știu, să simți că... Dar un cadou așa pentru tine, să simți că, uite, își dorește să vă împăcați, că își dorește să fii lângă el, să te țină în brațe. Mi-a dat un buchet de flori. Dar eu nu mai accept să mi se spună că e casa lui, etc., etc. Atâta tot. Dacă tu spui că ai investit acolo, în primul rând, timpul tău și... Nu vorbesc despre bani, că... Dar nu e vorba despre bani, e vorba despre... Este prietenul meu și va rămâne tot timpul și trebuie să-i mulțumesc pentru tot ceea ce sunt eu azi. Chiar dacă, nu știu, peste 2 săptămâni sau 3 îți va spune că vrea să divorțați, tot îl vei considera prietenul tău? Păi, sunt alegerile lui și le asumă, mă gândesc, nu? Astăzi citeam în presă că vă spionați unul pe altul, îl urmărește, urmărește sau... Eu nu l-am urmărit și nu o să încep să-l urmăresc acum, drept pentru care a făcut ceea ce a vrut și mai degrabă l-au urmărit alții și l-au pozat. Și asta este și nu, eu oricum nu sunt o victimă și cu siguranță am greșit și eu și voi mai greși și viața e făcută din greșeli și... Chiar dacă Brigitte n-a vrut să dezvăluie prea mult din motivele separării de Ilie Năstase, relația dintre cei doi soți pare a fi destul de tensionată. Asta s-a văzut foarte clar după sosirea fostului tenismen, care n-a vrut să rateze deschiderea magazinului nevestei. Îmbrăcat în uniformă de general, Ilie Năstase și-a achiziționat o pereche de blugi cu ținte și a dat răspunsuri în doi peri la întrebările legate de relația cu Brigitte. Mai în glumă, mai în serios, acesta a negat chiar și căsătoria cu bruneta,
eveniment petrecut în vara anului 2013 la Timișoara, în prezența lui Ion Țiriac și a Nadiei Comăneci. Vezi că ți-a încercat să pui sub ghem. Bună seara, domnul Năstase, ce faceți? E bine, tu? Bine, la treabă, ce să fac? Eu am venit să mă îmbrac, să un jeans, am văzut un jeans frumos aici. Ia, ne arătat și nouă care? Unde? Via, unde e jeansul meu? Aici, la... Adu pantaloni, că de-aia am venit. Ați venit cu un trandafir roșu? Pentru mine, mi l-a dat cineva mie. Ah, da? Credem că l-ați adus lui Brigitte. Nu facă Brigitte cu ei. Uite, ăștia mi-am luat eu. Hai. Scoate carte, cine plătești? Cine, tu ei? Hai. Păi îi plătiți, domnul Stase? Așa se face. Păi nu este... Vreți să fiți primul client? Da, cred că da. Vezi ce frumos. Uite să-și mă cutiem. A uitat? Îi zic. Nu face discount. Nu vreau discount, nu? 150. Așa, deci îmi cumpărești niște pantofi. 150, mă. Ăștia 500 de euro. Păi da, știu, erau 2000, nu? Primul client al lui magazin să fie domnul Ilie Năstase, ceva. Ai zis tu că am solicitat să pleci din casă, că așa spun eu. Auzi, nu știi ce ai spus? Nu știu, tocmai în față la telefon. Așa scrie în ziare, domnul Năstase. Așa scrie în ziare? Că v-ați separat, da. De cine? De Brigitte. De ce am fost că vreodată? Păi nu e soția dumneavoastră? Nu știu, n-am auzit. E prima oară când am. Păi eu am fost la nuntă acolo când ați semnat. Nu eram eu și cu ea, e fost la nuntă. Tristă, pe punctul de a izbucni oricând în lacrimi când vorbește de căsnicia cu Ilie Năstase, Brigitte și-a dat toată silința să fie o gazdă bună aseară. Timp de o lună și jumătate a lucrat noapte de noapte la amenajarea magazinului și a supravegheat îndeaproape lucrările pentru ca totul să fie perfect. A primit ajutor și de la buna ei prietenă Denisa Nechifor, împreună cu care a ales și marfa pe care să o expună pe rafturi. Prețurile pe care eu le am în acest mall sunt mult sub ceea ce se găsește în momentul de față, până și în Milano și peste tot. Cam între 30-50% mai puțin decât, de exemplu, în Milano. Am ales să aduc haine pentru club aici, în special. Nu numai pentru club, aici sunt hainele mele preferate. Care este ținuta ta preferată de aici? Adică asta, ce? Care este de acolo, de la Philip Lane. Este băiatul ăla care are o iubită româncă. Da, care îi plac româncele și eu ador brandul ăsta. Cât costă tricoul ăsta de pe tine, de exemplu? În mod normal, el costă 500 de euro și la mine este până în 200 de euro. 200 și ceva de euro. Și te poți îmbrăca cu 200 de euro. Și o roche Prada este în jur de 2000-3000 de euro, iar eu am la 500 de euro, 600 de euro. Așa? Am casual, mult casual am. Și apoi am și pentru cei care nu au posibilitate să se îmbrace. Eu sunt primul pacient? Tu ești primul. Da, sunt primul pacient, adică eu am deschis, vă sper să fie cu noroc. Da, mă bucur foarte mult că ai reușit să deschizi acest magazin. Gen, da, super. Super frumoasă rochile. Mi-mi plac foarte mult sandalele alea cu blană. Da? Pe bune? Da. Fără glume? Nu, vorbesc, mie îmi plac, eu, uite-te și le vezi la mine încălțăminte, eu așa port mai... extravagantă, că încălțăminte mi-a plăcut, colorate, nu știu, cu flori. Să meargă bine asta și o să fiu fericită. Când îți dorești ceva cu adevărat și îți dorești să fie gata într-un timp foarte scurt, crede-mă că magazinul acesta a fost gata într-o săptămână. Am semnat contractul acum nici o săptămână pentru spațiu. Este foarte ambițioasă, foarte hotărâtă și un om care știe să facă business. Și mai ales acum, cred că trece printr-o perioadă mai delicată a vieții, după cum ne-a povestit ea, cred că are mai multă dorință de a face lucrurile să iasă bine și să... Este normal să știi că în momentul în care ai probleme în viață, de obicei te ambiționezi foarte tare și îți dai seama, ca și femeie mai ales, îți vorbesc din propria experiență, nu știu ce ți-a povestit Brigitte, habar n-am, te ambiționezi și îți dorești să faci singură lucruri, pentru că până la urmă, în esență, tu ca om te bazezi pe tine în primul rând. Picioarele mă urc. Hai cu atitudine, așa. Și eu cu voi, stai. Păi și mie. Poate te faci soacră mică. Da, să știi că mi-aș dori, e cam de vreme, dar mi-aș dori pentru că bebetul este un copil super cuminte și cu atât de mult bun simț și educat atât de frumos, încât da, mi-aș dori un astfel de băiețel lângă fiica mea când o să fie mare.
Ei bine, oameni buni, ați văzut ce a declarat Brigitte, ați văzut ce a declarat Ilie Năstase. Ați aflat că ea s-a mutat de la Ilie Năstase, iar noi știm unde s-a mutat și vrem să vă arătăm și dumneavoastră cum arată apartamentul unde s-a mutat Brigitte, pentru că s-a certat cu domnul Ilie și s-a dus pur și simplu singură la apartament. Ei a zis, gata, domnul Ilie, la revedere, înțelegi? Pur și simplu mi-a luat lucrurile și s-a mutat la casa ei. Șoc. Da, aici e apartamentul tău? Da. Intri tu. Hai să vedem. Ei, asta e apartamentul meu de bulăciță, de căsătorită, deși nu prea am stat prea mult în el. Venea seara să se joace aici și copiii mei au mai stat puțin aici, dar noi acum stăm cu Ilie. De fapt, noi stăm de 3 ani cu Ilie. Uite-i colecția, îți place? Dar nu e gata, mai avem de pus. Am făcut această casă pentru, în special pentru copiii mei. Tuturor băieților care au intrat aici și chiar și bărbaților. Băieții cam au lipici la așa ceva. Le place. Deoarece în casa lui Ilie, fetele lui Ilie încă au camerele lor, deși vin odată doar în weekend. Am vrut să păstrăm totuși această intimitate și de aceea le-am creat copiilor mei un spațiu aici personalizat.